Eleanor! Ajutați-mă cu loții să elibereze Parisul de acest primar aristocrat! Teroarea nu e o soluție! Există alegeri pentru asta! Sau o revoluție când toată lumea e coruptă! Nimic nu poate opri libertatea! Vrem cu toți balul mare și artificiile de 14 iulie! Dar nu crezi că asta e cam mult, domnișoară Sanculot? Ai grijă să nu te facă să-ți pierzi mințile, pisii? Nu pot să înțeleg definiția justiției pentru ea! Să încercăm altceva! Talisman norocos! O coroană? Revoluție? Sanculot? Primarul burjoas se poartă ca regele Parisului și poate chiar ar trebui scos din funcție până la urmă. Zici că ar trebui să-i dăm ticăloasă-i mână liberă? Nu știu. Simt că asta semnifică talismanul norocos. Ai dreptate! Nu ține de noi să decidem cine trebuie să fie primar și cine nu. O ticăloasă acumatizată trebuie să fie dezacumatizată. Aveți grijă de ei cât îmi îndeplinesc misiunea. Asta se întâmplă când ezitați. Când te confrunți cu adversitatea, trebuie să îndrăznim, să îndrăznim și să tot îndrăznim. Hei, stai! Tatăl meu vitreg, primarul burjoa, a făcut câteva greșiri, dar în adâncul inimii nu e un om rău. Am încercat să ascult oamenii, să-mi educ elevii, să conving prin cuvinte, dar trebuie să înfruntăm realitatea. Un singur lucru funcționează, o revoluție! Mai dă-ți o ultimă șansă! Ești profesoară, nu-i așa? Atunci încearcă să-ți folosești cea mai bună armă pentru ultima dată! Cuvintele! Într-adevăr, nu funcționează la toți, dar dacă fata asta spune adevărul, poate vor funcționa la primar! Și-am abuzat de puterea mea! Ați accesat căsuța vocală a lui Gabriel Agrest. Lăsați un mesaj. Credeam că suntem prieteni, Gabriel, dar se pare că nu mai este cazul. În același timp, ceea ce ai făcut m-a împins să iau în sfârșit decizia corectă. Îmi pare rău pentru tine, totuși. La revedere, Gabriel. Domnule burjoa, ați înșelat, mințit și ați conspirat. Ha? Trebuie să fii tras la răspundere față de oameni și să te retragi ca primar al Parisului. Ai perfectă dreptate. Nu trebuia să devin niciodată primar și un profesor excelent ca tine nu trebuia să fie concediat. Deci, o să reparăm asta. Prin puterea cu care am fost investit, te reintroduc pe postul tău. Iar acum, prin puterea cu care am fost investit, mă concediez singur de la primărie. Ce ușurare! Vă las să închideți ușa la plecare. La revedere! Aveați dreptate. Uneori o revoluție poate fi câștigată și cu cuvinte. Giselle! Bate! E ciudat, n-am apucat să folosesc coroana. Talismanul norocos indică mereu modul corect de a învinge ticălosul. Dar îl folosești și să repari pagubele. Poate că ai dreptate. Buburuza miraculoasă! Arestați-i pe buburuza și măcar noar! Talismanul nu era pentru domnișoara Sanculot. O coroană pentru regina răsfățaților, normal! Buburuza și Motan Noir au ajutat un super ticălos să-l forțeze pe tatăl meu, primarul Parisului, să demisioneze. Nu au niciun drept să-și folosească puterile în acest fel. Din fericire, sunt aici ca să-l apăr pe tatăl meu și să protejez democrația. Chloe, Chloe, democrația. Democrația. Bravo! Ce crezi mai exact că poți să aperi? Tatăl tău a renunțat din proprie inițiativă. Vedeți? Din nou își folosesc puterile împotriva de macro-micro-micro tencromație. Ei nu sunt supereroi, sunt super ticăloși! Suficient! Chiara Felineri! Parisului, până găsim o soluție democratică, adică o soluție care va funcționa. Eu voi fi noul primar al Parisului. Asta e. Puterea trebuie... O secundă. Nu pot spune asta, e ridicol. Crede-mă, nimic nu e mai puternic ca o minciună. Evident. Puterea trebuie să se întoarcă la oameni și eu sunt a oamenilor. De aceea, începând de azi, super infractorii Monarch, Buburuza și Motan Noir sunt declarați ilegali.